După cum a declarat Lucian Anghel, președintele Bursei de Valori București, datele arată că din 2032, când decreței se vor pensiona, în România se va ajunge la un raport de 1,5 angajați la 2 pensionari. Având în vedere că unul din 2 angajați este din mediul privat, practic se va ajunge la situația ca un angajat din mediul privat să cotizeze pentru 2 pensionari. Prin urmare, spune Lucian Anghel, trebuie să economisim mai mult de pe acum și nu neapărat la bancă. Din păcate, românii, cei care reușesc să economisească ceva, să pună un ban deoparte, economisesc într-un mod greșit, fiindcă fie îi pun la saltea, fie îi pun într-un cont curent, ceea ce nu generează valoare adăugată prin randament sau prin dobânzile aferente. Practic, una dintre alternative este fie investiția într-un fond mutual, fie investiția în acțiuni pe bursă, fie alte forme de investiție. Ideea este ca românii să înțeleagă că e bine să nu aibă doar depozite bancare, ci să nu placeze toate ouăle în același coș, cum s-ar spune, ci să încerce să pună în diverse forme de investiție care să-i ajute ca banii pe care îi strâng să-i pună să lucreze pentru ei. Foarte mulți români încă nu știu lucrurile de bază despre ce înseamnă să investești, să pui bani deoparte pe termen scurt, mediu și lung pentru nevoi financiare diferite pe care fiecare român, indiferent de vârstă, indiferent de educație, le are în mod obiectiv. Și noi încercăm să umplem un gol pe care, din păcate, sistemul de educație din România l-a lăsat în această zonă a educației financiare. Evenimentul a fost organizat de către Centrul de Cercetări Bancare și Financiare al Universității din Craiova și se desfășoară în cadrul programului Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor, Educația Financiară, Provocări și Soluții. El a fost înscris în suita de manifestări care marchează 70 de ani de la înființarea Universității din Craiova.